Epidemiologii spun că față de luna ianuarie, numărul pacienților cu infecții respiratorii virale este în scădere, însă formele virozelor sunt mult mai grave. 834 au fost infecții acute a căilor respiratorii superioare, 442 de cazuri au fost pneumopatii. Trebuie remarcat totuși că, deși sunt număr scăzut aceste viroze, sunt de o gravitate mai crescută, adică numărul de cazuri internate este de 19%. În această lună, 19 persoane au prezentat simptome de gripă. Probele prelevate au fost trimise spre analiză la Institutul Cantacuzino. Având în vedere că de la începutul anului până în prezent și săptămâna trecută s-au înregistrat aceste două cazuri plus alte două cazuri săptămâna anterioară, deci e vorba de specialiștii noștri caracterizează săptămâna prin activitate gripală sporadică. Pentru că este deja târziu pentru a mai face vaccinul antigripal, medicii recomandă populației măsurile preventive, alimentație și vestimentație adecvate, evitarea colectivităților și izolarea la domiciliu sau spital a persoanelor bolnave.